Procurorii DNA Ploiești au dispus efectuarea urmăririi penale față de o judecătoare din Sinaia, suspectă de săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Aceasta a fost adusă cu mandat în această dimineață la sediul DNA, conform ordonanței prin care s-a dispus efectuarea urmăririi penale. În vara anului 2010, în calitate de magistrat, judecătoarea a acceptat promisiunea făcută de o persoană care la acea dată ocupa o funcție de conducere în poliția stațiunii Sinaia, de a-i se plăti un folos necuvenit în schimbul pronunțării unei hotărâri judecătorești favorabile intereselor acestuia și într-un termen scurt, și a și primit prin intermediar un folos necuvenit în valoare de aproximativ 500 de euro. Mai exact, este vorba de o haină de blană. De ce ați adus-o? Ca urmare a faptului că acceptase mita în calitate de judecător la judecătoria Sinaia, învestită fiind cu soluționarea unui dosar civil, suspecta și-a încălcat atribuțiile de serviciu și la data de 11 noiembrie 2010 a pronunțat o soluție vădit contrară dispozițiilor legale prin care a dat câștig de cauză reclamanților în detrimentul primăriei Sinaia. Concret, prin respectiva hotărâre judecătorească, orașul Sinaia și Consiliul Local Sinaia au fost obligate să încheie contracte de vânzare-cumpărare pentru 3 terenuri, suprafață totală de peste 500 de metri pătrați, care făcea obiectul unor contracte de concesiune la prețuri defavorabile, ceea ce a creat un prejudiciu de aproximativ 220.000 de euro și un folos necuvenit pentru cei 3 concesionari.